În contextul intensificării tensiunilor politice și agresiunilor militare din Ucraina, Consiliul Județean Hunedoara a elaborat un plan de măsuri pentru a oferi sprijin cetățenilor ucraineni care, fugind din calea războiului, intră în aceste zile în România. Astăzi, 28 februarie, Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat în ședință extraordinară, în cadrul căreia, la propunerea președintelui Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, a fost alocată suma de 100.000 de euro, bani care vor fi direcționați în județele care înregistrează fluxuri ridicate de refugiați. Am luat legătura cu autoritățile care gestionează această criză și am fost informați că la acest moment există un surplus de produse la punctele de trecere a frontierei cu Ucraina. Practic, pentru acești oameni sunt necesare măsuri mult mai complexe. De aceea am decis să alocăm această sumă, care să fie împărțită județelor de frontieră, care primesc un număr mare de refugiați, a declarat președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor.